Vă pupă teroarea care va teroriza terorizaților. 21 de întrebări cu teroarea Valimiron la UGAT Bars. Să începem. De unde ți-a venit ideea de a te apuca de muzică? Am mai spus și pe story și pe astea, foarte mulți bulangii în industria asta, foarte mulți sclavi, foarte multe gunoi, foarte mulți drogați și trebuia să vină un real pe bune să-i dea cu ei de pământ. Și ce s-a întâmplat până acum? E doar început, 2 luni. Vorbim în timp. Câte fonte ai avut? Nelimitat. Nelimitat, fără număr, nu știu, multe. Multe rău, pe bune. Cine te-a ajutat cel mai mult în drumul tău spre muzică? Dumnezeu și eu. Atât. Și 10-5-ul meu. Așa, Dumnezeu, eu și 10-5. Auzi, întrebam un cât e pe un concert. Bă, pe concert iau 2000. Acum depinde. Dacă mă sună prietenii mei, se face o excepție, dar eu așa pe concert iau 2000. Care e cea mai grabă fapta ta? Bă, acum depinde. Am ieșit cu o pungă de lezi din Kaufland, neplătită. Foarte multe. Foarte multe. Cea mai grea, dar mai ajuns și pe acolo, 24 de ore. Da, e bine. Câte dosare penale ai? Dacă un. Doar unul? Da, atât un. Restul sunt astea, avertizmente. Că nu prea am fost prins. Și nici nu o să fiu. Vă fentez bulangiilor. Care e relația ta cu Mucicaba? Sunt prieten cu el de foarte mult timp, de aproximativ 3 ani de zile, 4 ani, din fratele meu, prietenul meu, familia mea. Love you, beleaua. Te iubește teroare. S-a finalizat un video cu tine de la Beach Please, când cânta el în 2023. Păi da, am fost acolo, că el a cântat și m-a chemat cu el, am fost acolo. Atunci n-aveam treabă cu muzica, nu voiam să cânt, dar m-a cam supărat bulangii și în ultima vreme și am zis să intru. Și eu, bine, el se ruga de mine foarte mult timp, Andrei, fratele meu, Mucicaba, să cânt, dar eu nu voiam. Și acum am început să cânt și eu. Și asta e. De la ce a început videoclipul cu Nane? La foarte multe. Sunt foarte multe, foarte multe care o să le explic așa. În primul rând, orice prieten al meu e certat cu cineva și orice prieten al meu dușmanii și dușmanul meu. Mi-a jurat foarte mulți prieteni care au copii, am jurat de copii și nu e foarte bine asta. M-a jurat și pe mine și ce să zic? Haide să ne vedem, frățiorul meu, mâncăm o pungă de semințe ca să fie bine până tăi. Ne vedem, dacă vrei, ne mai și mișcăm puțin. Și ce zic? Dacă nu te prind eu și e gravă să moară pe mine, te tai de aici până aici. Faima sau bani? De dacă ai putea să ajungi doar una, care ar fi? Băi, nu știu ce să zic, că dacă am bani, fac și faimă, dacă am faimă, fac și bani. Deci, nu știu ce să zic. Aș alege faima pentru că bani fac. Denis.Underline690 te întreabă când e ciocanul tău. Denis.Underline690? Da. Bă, ciocanul meu, ce să zic, e mare. Are vreo 21 de ani. E mare, imens. Vreți ți-l arăt? Bă, vreți ți-l arăt? După cameră. Dacă n-ai fi fost rapper, ce ai fi fost? Trapper. Câte le-am mai dat până acum? Pe stradă, unlimited. Sau cum se zice, nelimitat. Așa. Unlimited, nu? Unlimited, mă, fără limită. Cine a fost prins și e că și-a luat-o. Ba pe aici, ba pe aici, ba pe spate, ba pe partea asta, la altă. Depinde. Auzi, Alexandra Underline 555 te întreabă, te mai droghezi? Păi dacă m-am drogat, asta e chestia. Că nu m-am drogat și nici nu mă droghez și nici mă voi droga. Ca să știți, de asta mai au de drogați pe fiecare piesă, de asta unde prin drogații... La ceafă. Și de asta unde prin drogații las fără marfă și tot lor dau. Hă, e bine! Aie, așa fac bani. Care e cea mai mare frică ta? De Dumnezeu. Atât. Cine e omul care a fost lângă tine întotdeauna? Omul, dacă să vorbim așa, tot Dumnezeu a fost lângă mine întotdeauna, dar dacă stăm să vorbim așa, eu am fost lângă mine întotdeauna. Te-ai trădat vreodată cu un prieten? Nu, niciodată în viața mea. Nu există. Mă trădesc pe mine. Care e cea mai mare minciună spusă al tău? Păi sunt foarte multe. Am mințit de foarte multe ori. Te dau un exemplu, am furat odată mașina lui mama. Am intrat cu ea în borduri, am făcut-o de comandă. I-am parcat înapoi. Și când m-am dus sus, i-am spus, cu brotia jos a fost că mașina lovită și m-a întrebat că cine mi-a furat mașina. Dacă am și am zis că nu, că fi intrat un vecin în ea, că i-a făcut ceva la mașină. Lui tata, la fel, tata mai ales, l-am spart pe tata, l-am mințit pe tata o viață și tata te mint, dar nu te mint, te iubesc. Ce ai făcut cu primul bani din muzică? Primul bani din muzică? Toată muzică. Și eu absolut tot ce fac din muzică, investesc în muzică. Că e pasiunea mea asta, vreau să fac cât mai bine, să fie bine pentru toată lumea și tot ce fac din stradă investesc în mine. Vă pup. Ce sfat ai pentru trepurii care vor să ajungă ca tine? Încredere în Dumnezeu, încredere în voi și să fiți real, să nu vă mintiți pe piese. Să spuneți două lucruri pe piese și în realitate să nu faceți asta. Dau un exemplu, dacă ați spus pe piesă că îl bateți pe unul, dacă îl prinde și e cu 10, să nu fugiți sau să levitați. Băteți-l, chiar dacă violați de la aia la alții. Băteți-l pe el, spărgeți-l cu bătaia. Asta a spus în piese. Fiți reali. Care va fi numele primului tău album și când va ieși? El Teror de Qualquiera, în vară, nu vă dau data, v-am dat data, care e fanul meu și mă iubește cu adevărat, știe data că am dat-o mai de mult, dar acum nu mai spun. În vară, la jumătatea verii, pe acolo va fi albumul. El Teror de Qualquiera, teroarea tuturor. Ce nu mai fi avut de scenă dacă nu te chema Valimiron? Miron Vali. Dacă ar fi să ai un nume de scenă în formă de aliment, cum te-ar chema? Vanilie. Valinie.
nu știu, mă, budincă, nu știu, orice, orice îmi vine minte. Acolo mi-l puneam. Aliment, iaurt. Cum a fost copilăria în Italia? Foarte frumoasă, uite, îți dau un exemplu. Am avut un meci cu Baby Gang, l-am bătut și e fanul meu. Dar acum e vorul meu. Îl iubesc. Te-ai bate în RXF? Băi, în RXF nu m-aș bate, adică cum? Dar să explic. M-aș bate în RXF, dar nu cu oricine, pentru că să nu mai pize, nu mai TikToker în RXF, nu mai bulangii, nu mai sclavi. S-a bătut până acum numai iaiureli. Poate s-a bătut câteva excepții care au fost buni, dar restul, dar cu pumii așa, ai înțeles? Vreau și eu, uite, eu m-aș bate în RXF cu 3. Uite, dau un exemplu și dau și aici. Și 1v3. Haideți să ne batem în RXF. Pe cât vreți voi, nu contează suma. Și facem 1v3 și vă arăt că vă bată, vă zăpăcesc. Ce alegeți? Să fii sărat, fericit sau bogat și trist? Bogat și trist. Dacă vezi ce bine, o să plâng pe iaht. Nebunești. Decât să fiu fericit. E, să dansez în gunoaie. Au, sistem bine, salame, bag o pată. Dar mai bine stau și pe cât am mai iaht. Ce nu-ți place la tine? Îmi place tot. Sunt narcisist. Sunt foarte narcisist. Îmi place absolut tot. Îmi place și cum cânt, îmi place și cum merg pe stradă, îmi place și absolut tot ce fac. Și ce gagică am. Îmi place și de mine cum arăt. Și nasul îmi place chiar dacă e mare. Dar știți voi, nasul mare, vă pup. Te-ai jurat vreodată fals? Și dacă da, pe ce? Da, m-am jurat fals. De foarte multe ori m-am jurat fals. Dar cum? În anumite situații. Uite, dau un exemplu. M-a oprit odată poliția. Am afară ce mi-ai făcut, mă, ceva? Și zic, nu, sunt cu minte, să mă oară familia ta. Să mă oară familia mea de mai făcut ceva. Atât. Dar în rest, eu nu mă jur, fără decât în fața loșce. Știți voi. Că ăștia sunt ai mei, de acolo sunt ai mei. Sunt țigan, mă, se jură, dă de jurat, nu ca voi. Jură-te pe mami. Nu aș. Ce ai face cu 1 milion de dolari? Foarte multe. În primul rând, cu 1 milion de dolari, aș avea puterea, dar îi fac. Și știu că o să-i fac. 2-3 ani îi fac. Și o să-i arunc pe toți din industria asta. Pe toți. Asta-i... Asta e tot ce vreau să mă răcoresc. Să-i arunc pe tot să rămânem decât câțiva real, să cântăm 5-6 inci trap din România și să-l aduc la un alt nivel, dacă am putere. Dacă nu erai artist, ce meserie ai fi avut? Nu știu ce să zic. Dacă nu eram artist, absolut nimic, nicio meserie. Încercam să mă descurc cum pot. Adică mai la un Mega uneori, mai la un Kaufland, dar nu am angajat. Mai hau. Ești împreună cu Bia? Nu. Nu, am fost într-o relație cu ea, dar nu merge, nu sunt, eu nu sunt de drum lung. Cea mai amuzantă experiență cu un fan? Băi, ești cea mai amuzantă și cea mai... Așa, fiți atenți aici. Am fost la Târgu Jiu, comandul era cu mine. Am fost la Târgu Jiu să cânte Raul, nu era concertul meu. Și când am intrat era unul cu atâta Timișoreana de 2 litri jumate. Și când intru acolo, că Vali Miron cu tare, fratele meu, șeful meu, să facem o poză. Fac o poză cu el, intru cânt, că am cântat și Raul, am cântat și eu, că m-a băgat Raul. Când ieșim, vine tot ăla, care a venit să fac poză cu mine cu bere, dar ce crezi, mai vine cu bere. Vine cu cât mai am staff-ul. Că ea vine cu amă de unde ești tu, mafiot. Și zic, bă, tu cu mine vorbești așa, dar hai, lasă câinele și hai să ieșim afară. În timpul ăla când i-am zis așa, mi-a venit 50 de ala trăgând jos spatele lui. Hai de mă lăsați câinele și hai să ieșim afară să vorbim altfel. Pentru că eu n-aveam cum să... Acolo, că nu era bine. Luam afară, îi băgam acolo, că era și întuneric, bam, bam, și aia era. Vă pup, oricum nu s-a atins nimeni de mine, și nu se atingă și nici nu se va atinge. Pentru că e Dumnezeu sus, iau te-l. Și aici, și sunt și eu bun. Și știți că sunt bun, rău. Țățe sau cur? Cur, da, cur, tat, cur. Mare! Mare! Ce? Alaltă seară. Care e cea mai nebună întâmplare din ghetou? La noi în ghetou, bine, sunt foarte multe. La noi în ghetou au fost și crime, la noi în ghetou era să fie și mascați aruncați după bloc. La noi în ghetou sunt foarte multe. La noi în ghetou ce trece prin cap, ce vezi în filme, așa e la noi în ghetou. Sunt foarte multe la noi în ghetou, dar nu m-a lăsat niciuna marcat. Pentru că, decât că sunt unele bătăi... Anapoda și certuri, decât alea mai mă lasă marcat, așa că se ceartă lumea iure. Dar în rest nu mă lasă nimic marcat. Au fost și crime, au fost foarte multe la noi în ghetou, se întâmplă foarte multe. Veniți acolo, invitați. Zăbrăuțul lui nou, acolo vă aștept și veniți, faceți poze cu mine dacă vreți. Dacă vreți să veniți așa, eu zic să nu veniți. Dacă vreți să veniți să mă bateți, că nu e bine. Care e cel mai ciudat talent al tău? Bă, nu știu. Nu cred că l-am descoperit sau poate îl știu, dar nu-mi dau seama acum de el. Bă, talent, mă, că spune de la picior în continuu? Nu, că și eu pot să fel de mi l-am luxat. Păi pot să-l pocnesc în continuu, fără oprire, mult rău de tot. De la picior. Păi da, dar nu pot acum, că m-am adidat și în picioare. Da, dar pot, da, mă, pot să-mi tocmesc degetul așa cu tine. Pac, 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 pac. Sau să vedeți cum dau limbi. Pa! Nu vă arăt aici. Vă aștept să mă contactați. Și vă arăt vouă. Fetelor, atât! Decât fete! Era vreodată bătaie? Niciodată. Poate când m-a bătut mama cu tata. Dar rest mi-au bătaie niciodată. Nu există. Cât faci pe oră? Pe oră? Acum depinde, da, fac. Că apoi fac mult pe oră. Dar acum depinde de ce vă referiți voi. Muzică, stradă, muncă. Nu stradă, muncă. Muncă, tată. Păi, ce-ți întreabă aici, cât porți la picior? 43. Galosul. Se duce în 44. Auzi, Rareș zice că ești voltaj, dar pe internet. Haide afară, Rareș. Haide.
Adică știu că tu la 8 dormi în casă. A de afară și vine și zic: "Băi, Vali, făptage că pe internet, să vedem dacă sunt și în viața reală. Dacă te bat în cuie, da, urechile, te pun pe perete, ți le bat în cuie urechile." Rareș. Auzi nume, Rareș, ești? Rareș. O să vezi tu, domnul Rareș, te caut. Ține-te bine. Cine te-a dezamăgit ceva? O femeie. O femeie m-a dezamăgit acum, era mai mic, aveam 15 ani. Atât. Decât o femeie m-a dezamăgit, trebuie să m-a dezamăgit nimeni. Și o femeie care am avut eu încredere în ea că am fost eu fraier. Roata se întoarce. Roata se întoarce, fă, băga mi-și. Auzi, întreabă ăștia de unde e briceagul spaniol. Bă, l-am luat de la un drogat la barbut, care a drogat-o, l-a murit acum. Mort. Și a rămas briceagul. Tu unde mă să-l am dat seama că... L-am prins pe unul, l-am bătut ce am la briceagul, haide, vă pup. Vali Mironi e numele tău adevărat? Valentin e numele meu adevărat. Vali mi s-a spus de mic copil și i-a rămas Vali. Vali... Dar Mironi e numele de familie, da. Fofan Ionut 15, te întreabă, vrei să ne batem? Păi oricând. Dar fii atent, vreau prima dată înainte să ne batem, să-mi arăți contul. B-am 50 de mii în el, cel puțin. Să știu că mă bat și eu cu cineva care măcar are ceva. Dar dacă ai sandale rupte și ciorapii rupți în călcâi și pute, n-ai cum să te bați cu mine în viața ta. Cheamă-l pe tactul. Auzi, ai două scaune. Pe unul e un tort și pe unul o pulă. Pe care te așezi, pe care mănânci. Bă, fiți atenți aici. Sunt atât de bun încât care ce crezi că fac? Îl iau p*** cu mine. E fratele meu. Eu mă așez pe jos. Nu mă pun pe niciun scaun. Mă așez pe jos și el o să se așeze pe tur și o să mănânce pula. Cel mai frumos. Eu mă așez pe mine, mă uit la el așa și zic: "Bravo, așa te vreau." Bravo, așa am vrut de la început. Cu ce echipă ții? Din România cu nicio echipă, mi-a plăcut de Steaua, dar îmi place mai prea mai mișcă. Dar așa țin cu Real Madrid. Cărușa. Aia, forță. Care dintre porunca te mai bine? Tot, cu absolut tot mă înțeleg bine. Care e cea mai mare porunca pe care ai făcut-o la școală? Mă jur pe familia mea dacă voi miți cu ceva. Deci fiți atenți aici. Am dus să mă mie mi-e scârbă de veciuri, eu sunt scârbos de felul meu. Și îți dai seama, am vrut să mă pun cu picioarele și știi, pe veciu nu să mă pun cu. Și ne era prins, a căzut, a spart veciu cu tot ce era acolo. După ce am spart veciu, zic, în loc să mă duc și eu în clasă frumos ca tot omul, nu s-a întâmplat nimic, am luat hârtie, am băgat un ghiveta, am dat drumul la apă, după aia m-am dus în clasă, dar mi-am dat toată școala. Toată școala de la 2, că era școala pe la 3, eram la etajul 2. De la 2 până la parter a fost Oceanul Atlantic. Eu am făcut-o. Doamna directoare, eu am făcut-o, ca să știi. Ce te-ai întrebat tu pe tine în 5 ani? Mai de gâmă să-i rup ăștia? Când mai vrei să-i rupi? E rupt. De 5 ani încoa e rupi. Mai vrei să-i rupi? Și răspunsul ar fi da, o viață. Mult rău de tot, nu mai știam de mine, mă jur pe familia mea, deci trebuia să cânt prima dată și n-am avut masă lângă scenă și a fost un miss de ăsta. Orice femeie venea, îi făceam cu pup. Mai era una în stânga mea, așa, care se cam uita pe mine, dar ce crezi? Nu-mi place? Deloc. Mă jur pe familia mea, mi-o place. Deloc. E persoană publică, a fost și nevasta lui tovarășul meu, dar de asta nu vreau să vorbesc prost. Dar știu că tovarășul meu, nu vreau să-i dau nume, că nu vreau să dau nume aici. Fratele meu care e tovarășul meu și mă iubește, eu știu că nu se supără și nu mă interesează. Dar persoana care era în stânga mea, nu e Iorga, băi, că pe Iorga iubesc, ca să știți. Dar e tot așa cu bă, dar pe Iorga iubesc. Era în stânga mea să moară familia mea de luni, să uita la mine și dacă îmi plăcea de nicio secundă. Mă uitam și eu la ea, mai râdeam și eu la ea, dar ce crezi? Până la urmă i-a zis vorul meu, capa, dar ce-ai făcut? Era pe scenă, ce-ai făcut? Ce-ai consumat de aici și agitată? Că e prea multă agitație în tine, ce-ai consumat? Și m-a răcorit el, că nu i-a mai zis nimic. Iorga, sună-mă și dacă e vreo problemă cu Adrian Elicopter, haide, haide Adrian. Chiar dacă ești prietenul meu și tu, haide, pentru Iorga, vă mierlesc. Ce viteză ai plecat cu mașina? Păi cum o să pleci cu viteză cu mașina după loc? Pleci. Cum o să pleci? Dacă te-am dat ceva. În ce viteză era mașina? În ce viteză? Cum a venit cu mașina? Băi, fiți atenți aici, aveam un prieten, avea un Golf. Și ce zice el? Doamne, că nu poți să pleci cu a cincea după loc, mașina fi manuală. Zic, băi, eu știu, băi, eu conduc bine, ca să știe toată lumea. Nu am permis, dar eu conduc bine rău de tot. Și zic, ia dă-mă mașină să-ți arăt că plec cu a cincea după loc. Eram eu coma și băiatul la mașină. Desibă mașină, dau a cincea, am dat, dar mi-am rosit în mașină, 3 zile ambreaj. I-am dat cu a cincea după loc, aveam 20 la oră și a cincea. Făceam așa și zic ăsta din dreapta lui tovarășul ăsta cu mașina. Îți convine, mă, dă oprește și nu-l auzeam de la turațiile de la mașină. Ți-am zis, mă, că plec cu a cincea, bă, oprește. Ți-am zis, mă, că pot să o fac. Cu a cincea, am distrus mașina, în două am făcut-o de comandă. Zine și nouă fața cu taximetristul. Cu filmarea aia cu... Așa, bă, fiți atenți aici. Eram la mine la ghetori și a venit taximetristul ăla. Avea nevoie de bani împrumut. Un prieten de-al meu, care e fratele meu, mi-a răspuns Petrogen, ca și cum, bă, dă-i banii împrumut că ți-i dă, că răspunde, dacă nu ți-i dă, ți-i dau eu. Ai înțeles? A trecut ceva timp, nu mi-a mai răspuns la telefon deloc. L-am sunat pe prietenul ăla, mi-a zis, uite mă, așa, l-a vrut să-mi dea banii, zic, nu mă, nu lasă că nu vreau niciun ban de la tine, că ești fratele meu. Pune mâna pe el. Eram cu tovarășul meu, cu mașina, ne plimbam, fiind la un semafor, îl văd. Zic, bun, este, stai în mașină. Că eu mă dau eu și fac treaba. Să vă fac să înțelegeți. Omul nu era vreo smart 2 sau ceva, era și un taximetrist, era un puștean, nu era niciun bătân, avea vreo 26-27 de ani, cam așa în vârsta asta. Dar pentru banii mei se mai întâmplă și de astea. Și m-am dus la el la geam, i-am bătut în geam, n-a deschis ușa, până la urmă a deschis-o, i-am dăgat 3 cartofe în față, i-am făcut așa ochiul, pam, pam, și aia a fost.
Și mi-am luat și banii a doua zi. A venit și cu banii după ce l-am bătut, că așa trebuie. Ce ai cel mai de hate comentariu pe care ți-a rămas în minte, pe care l-ai primit? Pe care îl știu eu. Fii atent. Mă uitam, mi-a apărut și Albert într-un podcast ăsta, sunt și tot așa, a primit același comentariu ca mine, zici că ești ciumeraș, dar nu ăsta l-am primit cel mai rău. Tot așa am primit și eu, zici că ești ciumeraș. Și după aia, nu știu, am foarte multe comentarii de hate, eu chiar sunt cel mai hate-uită persoană, pentru că știe că-i bat și doar până vorbesc. Băi, în afara faptului de înjurături, nu știu, numai de astea, am 40 kg ud, dar vă bate 40 kg ud, vă zăpăce...